Astăzi sunt două mari evenimente. Din păcate, foarte mulți oameni nu cunosc că astăzi este și ziua minorității rome din România, pe lângă faptul că este ziua internațională a romilor de pretutindeni. În 2006, la inițiativa domnului deputat Nicolae Păun la acea vreme, prin Parlamentul României a stabilit că această dată s-a hotărât și s-a legiferat că această dată să fie recunoscută ca fiind ziua minorității rome din România. Bineînțeles că astăzi am sărbătorit ziua internațională a romilor și ziua romilor din Craiova, Oltenia și România și de pretutindeni. Suntem bucuroși pentru că după pandemia asta urâtă, n-am mai văzut să fie așa un public cald și foarte numeros. Am avut 400 de persoane în această minunată încăpere, o mare bucurie pentru faptul că l-am avut alături de noi pe marele maestru de muzică lăutărească, cred că unul din cei mai buni din Europa, este vorba de Marian Mexicanu, marele acordeonist. Așa este, o zi de mare sărbătoare, dar eu aș vrea să punctăm neapărat și problemele cu care se confruntă încă minoritatea romă. Discriminarea care, din păcate, mai există în societatea românească. Vedeți așa, aveți o viziune optimistă asupra viitorului? Credeți că toate aceste discriminări se vor estompa și vom ajunge, într-adevăr, la un nivel de trai european din punct de vedere al toleranței? Nu este vorba de discriminare numai la noi. Să știți că discriminarea este un fenomen paranormal la nivel mondial, un fenomen care nu s-a oprit niciodată și continuă. Nu este discriminare numai la noi, da, din păcate există și la noi discriminare în Craiova, dar să știți că am făcut pași uriași. Partida Romilor a reușit prin membrii, prin colegii, prin prietenii să transmite mesajul de ceea ce înseamnă educația nouă. Ni se pare că e cel mai corect și cel mai important lucru să transmitem acest mesaj pentru educația copilului nostru. Am făcut foarte multe proiecte pentru educație și cred că am făcut pași uriași și se vede astăzi unde am ajuns. Apropo de educație, astăzi aici pe scena Filarmonicii Oltenia s-au înmânat câteva diplome de merit, câtorva copii extraordinari cu rezultate remarcabile la învățătură. Cam câți studenți sunt în momentul actual la Universitatea din Craiova de etnie romă? Păi nu aș putea să spun numărul pentru că sunt foarte mulți, pentru că sunt mai mulți ani în care ei sunt studenți, dar ne putem mândri cu 59 de studenți care s-au înscris anul trecut. Dintre ei foarte mulți sunt membri la Partida Romilor, cu ei am reușit să transmitem exemple de bună practică peste tot, acolo unde nu oricine crede că se poate ajunge să trăiești civilizat dacă ai educație. Se desfășoară în momentul de față un proiect al dumneavoastră, în care sunt incluși și elevii și studenții romi, pentru participarea la școală. Ne puteți da câteva detalii despre acest proiect? Sunt foarte multe proiecte, nu este numai unul singur, dar să știți că sunt mândru pentru că ei au înțeles ce înseamnă să se declare de etnie romă, pentru că nu toți s-au declarat de etnie romă, mai ales că suntem și în perioada recesământului. Am avut un mare succes și avem în continuare un succes, pentru că ei sunt și vorbitori de limba română și au mers în cartiere și în comunitățile de romi să vorbească cu ei și să le arate că viața este altfel față de cum era până acum. Spuneți-ne puțin despre ce s-a întâmplat astă seară pe această scenă, cine a fost, cine v-a onorat cu prezența și ne-a onorat cu prezența și un feedback așa despre publicul craiovean, pentru că aici în public trebuie să spunem pentru telespectatorii noștri, au fost atât cetățeni de etnie romă cât și foarte mulți români. Da, să știți că nu știu cu cine aș începe prima dată, de la Consiliul Județean până la cei din prefectură, instituțiile de statul român și directori de concentrate și unitățile subordonate primăriei, toți oamenii au fost alături de noi, de minoritatea română, în fiecare an și-au arătat prietenia față de minoritatea română.